Eu sunt Sergiu Butuc. M-am născut și am crescut în raionul Cantemir, într-o familie de oameni inteligenți și respectuoși. Finalizând studiile superioare, am activat ca jurist, iar apoi m-am transferat în domeniul protecției sociale. În anul 2015 am fost ales în funcție de vicepreședinte al raionului Cantemir, responsabil de probleme sociale. În tot acest timp am fost alături de acei care au nevoie de ajutor și susținere. Însă organele centrale ale puterii de stat gândesc altfel. Ele practic renunțând la cetățenii țării lor, lăsându-ne pe noi toți în voia sorții. Regimul criminal al actualei guvernări și complicii acestuia se ocupă doar de chestiunile propriei îmbogățiri, iar oamenii pentru ei sunt o marfă care au un oarecare preț doar în timpul alegerilor. Așa nu se mai poate continua. Iată de ce, la alegerile parlamentare din 24 februarie, eu voi candida la funcția de deputat din partea formațiunii politice lui Renato Osatăi pe circunscripția electorală numărul 41 din raioanele Leova și Cantemir. Doar unindu-ne, vom putea învinge și asigura fiecare cetățean dreptul la bunăstare și o viață mai bună. Sunt sigur, Moldova va fi liberă!